Salut, dragii mei prieteni! Astăzi vă prezint un hard disk Western Digital Blue și să vă zic câteva specificații. Are 500 de giga, bufferul de 8 mega pe secundă, este SATA 3, are un raport de zgomot de 22 de decibeli și o rată de transfer SATA de până la 600 mega. Haideți să vedem cum se montează. Să vedem cum arată de fapt. E un pliculeț cu granule care absorb umiditatea și cam așa arată. Sper că se vede bine. Are 500 de giga. Bun. Haideți să vă arăt cum se montează. Nu vă trebuie decât o șurubență. Țineți cont că fiecare laptop diferă. Nu sunt toate la fel. Aici avem placa de rețea. RAM-ul. După cum vedeți, mai avem un slot de RAM liber. Și imediat o să ajungem la slotul hard-ului. Acesta este hardul vechi. Și acum o să-l scoatem. Să-l înlocuim cu cel nou. Acest hard este complet defect din cauza bușiturilor, loviturilor. Bun. După cum vedeți, are un suport special pentru a se prinde aici, în laptop. Haideți să desfacem suportul. Cred că orice laptop are suport special. Nu este un proces foarte complicat, dar dacă nu cunoașteți domeniul, nu are sens. Nu are sens să încercați să-l schimbați voi acasă. După cum vedeți, suportul are și o folie protectoare. Acesta este hardul vechi și acesta este hardul nou. Sper că se vede bine. Amândouă sunt pe SATA. Aveți grijă să scoateți bateria și orice sursă de alimentare a laptopului. Deci să nu faceți chestia asta cu laptop pornit, evident. Cam așa arată nou hard în sistemul de prindere. Haideți să-l mufăm. Țineți cont că nu toate laptopurile se deschid cum l-am deschis eu pe ăsta. Se deschid diferit. Variază de la laptop la laptop. Al meu nu a avut decât 3 șurubele aici. Se pare că cineva a mai umblat în el. Și a mai ratat cât un șurubel pe undeva. Cam asta a fost tot. O să-l pornim puțin să vedem dacă ne vede hardul. Uite că are puțină baterie. Se pare că a butat direct și se instalează Windows. Extraordinar. Cam asta a fost tot pentru astăzi. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, un dislike dacă nu v-a plăcut, un share
un coment și orice întrebări aveți, le aștept în secțiunea de coment de mai jos. Salut! Cam așa arată. Haideți să vedem despre ce e vorba. Să deschidem un pachetel. După cum vedeți, am două.